Echipa de handbal a CSM Târgu Jiu a pierdut meciul cu Buzăul, însă prestația jucătoarelor a fost lăudată de conducere. Directorul clubului, Robert Bălăieț, spune că nou promovatele handbaliste de la Târgu Jiu vor avea de înfruntat echipe bine cotate și toate meciurile vor fi unele dificile pentru fetele de la CSM. A fost un meci dificil, cum de altfel o să fie toate în acest campionat, atât cele 26 de meciuri. Am făcut un meci incredibil de bun, un meci fantastic au făcut aceste fete. Din păcate am pierdut. Le felicit din toată inima, pentru că, exact cum am spus la început, vrem să dăm totul pe teren și să mulțumim publicul, ceea ce s-a și întâmplat. Am ieșit în aplauzele celor 1000 de oameni prezenți la stadion. Atât am putut azi. La jumătatea săptămânii, tinerele jucătoare de la CSM Târgu Jiu vor întâlni echipa Rapidului, într-o partidă cu un grad mare de dificultate. Bălăieț spune că trupa gorjeană are nevoie și de victorii ca să nu ajungă în situația de a munci să nu retrogradeze. N-avem timp să ne gândim foarte mult, pentru că poimine jucăm la Rapid, iarăși un meci fantastic de greu. Sunt primele echipele campionatului, primele clasate și am dat o replică foarte bună. Nu o să ne încălzească în timp replicile bune și va trebui să și câștigăm meciuri. Suntem în obiectivul propus de noi, adică am câștigat un meci cu Mioveni. Sper să și sunt convins că dacă vom juca așa, vom câștiga și cu Slatina. Fetele trebuie să țină capul în jos, să muncească foarte mult și împreună cu publicul o să câștigăm mai multe meciuri. Obiectivul celor de la CSM Târgu Jiu este evitarea retrogradării pentru echipa de handbal fete.